Cireșele. Era a cincea vară din copilăria mea, o vară puternic însorită, care mă lumina prietenos și mă învăța cu răbdare culorile vieții. De parcă ne era tovarăș de haihui, acel început de vară alerga cu ghiozdanul în spate, deschis și plin de bucurii, pe care le scăpa printre noi copiii, care le găseam în jocurile născocite de pofta noastră de zbânz fără granițe. Ca un stol de grauri flămânzi, ne-am aruncat asupra unui cireș copt, ce ne făcea semn mai de demult că vrea să stea de vorbă cu noi, în ciuda unui proprietar ursuz care rezemase un băț zdravân de tulpina cireșului. În dimineața aceea se știa că stăpânul cireșului plecase la târg, iar noi le lăudam cu prada la care ajungeam cu cât urcam mai sus spre vârful pomului. Cățelul omului, de care ne era frică, trecuse de partea noastră, găsindu-și de joacă cu cireșele ce ne scăpau din copac, fapt care ne-a determinat să-i oferim decorația pentru o altă trădare. Nu știam că am musafir la masă. Se auzi sub noi o voce dogită de tutun. Ni s-au încleștat fălcile, iar inimile au început să bată de parcă se scutura cireșul sub bătăile lor. Îndrăzniți și coborâți să facem cunoștință, spuse stăpânul copacului în timp ce luă în mână bățul de care am râs că nu va spune niciodată cine a urcat în cireș. Doi dintre prietenii mei au început să plângă. Eu mă gândeam că mi-ar fi trebuit neapărat niște aripi. Dacă nu știți drumul, mă urc eu la voi să vi-l arăt, își declară omul bunăvoința. Ne-am îngrămădit să ne prăvălim cât mai repede, simțindu-ne deodată grei din cauza groazei care ne-a încărcat piepturile cu o respirație galopantă. Ne-am așezat ca la armată după înălțime și așteptam să ne scuture pantalonii de praf cu bățul lui devenit obiect de tortură. Scoateți tot ce aveți în buzunare, tună monstrul. Doldora de cireșe, buzunarele s-au golit repede într-un castron mare de tablă. Trivite în coborârea atât de grăbită, bietele cireșe arătau jalnic. Tu nu vrei să mă cinstești cu nicio cireașă? Spuse omul arătând spre mine cu bățul cel groaznic. Eu nu am buzunare, i-am răspuns pierit. Bravo, deci tu ai luat 2-3 cireșe de poftă și ai socotit că nu merită să te locomești făcându-ți provizii ca prietenii tăi. Șterge-o repede, până nu mă răzgândesc. N-a trebuit să-mi spună de 2 ori ca să înțeleg că sunt grațiat. În urma mea se auzeau țipetele judecății de apoi, pe care le scoteau colegii mei de cireșe sub bățul neînțelegător al stăpânului păgubit. Hai, înțeleg, să vă urcați și să mâncați cireșe până vă trece popta, dar să mi le strocoșiți în buzunarele voastre murdare, asta nu mai suport. Și dă-i și bate la ei de se ascunsese și cățelul care își știa bine vinovăția. După ce mi-am revenit din spaima ce căzuse peste mine, m-am simțit dator și sfătos să le dau o explicație prietenilor mei puternic scuturați în legătură cu eliberarea mea miraculoasă. Măi băieți, de câte ori trebuie să vă spun că la cireșe nu trebuie domnule să-ți iei pantalon cu buzunare?